revin în forță, în forță, pescuiesc cu bățul, i-am scos cotorul, energii, competițion de la pole de 5 metri, dau cu el din 4. Am un fir de 0,25. Luta făcută de mine, finețe, ce să mai. Un plumb culisant, stopăr pe fir, un cârlig de 10. Să începem spectacolul. Rămâneți cu mine, un spectacol forță. Vă salut, prieteni. Astăzi încep cum fac eu pâinea cu colorant alimentar de prin pește. E mulți care e noi și nu știe cum fac eu pâinea cu colorant alimentar. O să vadă astăzi, vezi, pâine normală, colorant alimentar și o cârpă sau un prosop, ca să vedeți acum. Și am muiat-o bine în apă, fleașcă. Vezi? O stoarcem de apă. Și băgăm colorant alimentar. În două palme. Ca să iasă meserie. Să fie toată uniform, să nu aibă gloduri, că dacă are gloduri, ia să fărâmă în apă. Să desface. Cocoloșul să desface. Vedeți cum e? Moale, moale, terci. Dar ia în 10 minute să faci exact ce trebuie. Da? Să vedeți acum. Deci am pus-o într-o cârpă. Vede, nu? O strângem aici. Cârpă. Vedeți cum s-a umezit cârpa? Aute boabe. Vedeți, e lipicioasă, dar nu cade din cârlig. Momeala asta nu cade din cârlig. Eu nu știu dacă o faceți așa. Frumos a dat pe iaci sus. Frumos și ăsta, frumos. Frumos el, frumos și el. Alu, lu, 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 lu.
scăpat. A ieșit de niciun. O, ce m-a stropit cu coada. Frumoși, frumoși, torpile, torpile. Ca să cuia într-o parte. Șortan, șortan. Uți, uți, uți. Frumos, frumos. Ce putere are. Bucate. Bucate. Frumoasă felie. Îi dau drumul că e sălbatic.
fontanel. Am schimbat locul de acolo, am luat 5 ciortane acolo la stufărit și ăla pe canalul la Micu și am venit aici în partea mare. N-am vrut să o mai ia acolo. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi. Iar am făcut prostie că m-am schimbat în locul ăla de acolo unde am prins 5 crapi, ciortani. Am venit aici în partea asta mare, la zicul ăsta, am prins un ciortanel la palmă, am o oră și ceva, am văzut că tot răsătură ciortanul ăla. Nu știu de ce nu mănâncă, e frumos afară, s-a mai răcit un pic apa, nu mai e căldurile cum era caniculă, suntem în septembrie, la sfârșitul septembrie, spre octombrie, e numai bine de pescuit, dar nu știu de ce nu mănâncă aici. Aici nu mănâncă. Am făcut prostie că am plecat de acolo. Asta e. Am mai făcut prostie acum câteva zile, am plecat de acolo, m-am întors înapoi și tot am luat. Am luat 5 pești frumoși acolo, pe cănăluțul la Micu și aici un ciortan. Eu zic că am făcut o partidă scurtă și la obiect. Orezul face minuni. Încă o dată am aruncat orez până m-am pregătit eu. De câte ori nu am aruncat orez în apă, nu am prins pește. Deci orezul face minuni. De câte ori aruncăm orez în apă, de atâtea ori prindem pește. Eu, acum nu știu voi, dar mulți îmi dă mesaje că a mers bine, că a prins, că a prins caras, că a prins, a aruncat nadă în apă orez. Eu le doresc fire întinse, pe mai departe, să fie sănătoși toți care mă ascultă, toți care se ia după mine ce fac eu, că de-aia sunt aici și să vă arăt ce știu și eu să împărtășesc cu voi. Toate partidele de pescuit, ce arunc în apă, ce arăt, cu ce pescuiesc. Cam atâta pentru astăzi, o partidă scurtă și la subiect. Eu zic că v-a plăcut un spectacol mic, nu mare, un spectacol mic. Da, frumos, cu pești frumoși, la undiță, la plută, nu dăm la lansete, nu dăm la plută. Și ca să iei la plută pești de ăștia, iei ceva la plută. La lansete e altceva, acolo prins pești mai mari sau poate nu prins deloc, nu știu. Eu vorbesc de plută. Cam atâta pentru astăzi, nu uitați să dați și voi like, vă rog de aici din corazon, ca de fiecare dată, vă pupă Florin de aici după baltă, promit că o să pun cât o partidă de pescuit, să vă delectez cu cât o partidă de pescuit în fiecare zi, cât voi putea, că știți cum am lipsit atâta timp și vreau să recuperez din cauza sănătății, din cauza că am fost operat de 4 ori, de stat pe scaun, ore în șir la pescuit. Asta e, acum sunt bine, sunt chiar bine, sunt... Nu uitați de like, vreau să pun câte o partidă în fiecare zi, să vă delectez, să vă fac viața frumoasă pentru voi de acasă. Până data viitoare, toate cele bune, vă pupă Florin, I love you, prieteni!